observați, da, un început de incendiu, rupeți sigiliu, scoateți puiul, îndreptăm furtunul către baza focului. Și apoi se întâmplă. Scoateți puiul și la baza focului. Hai să vedem. Activități de prevenire și control desfășurate de cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți. Cadrele Inspecției de Prevenire au desfășurat activității preventive de informare și control la societățile agricole de pe raza județului nostru, asigurându-se că sunt respectate măsurile de apărare împotriva incendiilor, atât pe timpul recoltării cerealelor foioase, cât și la spațiile de depozitare ale acestora. Specialiștii au efectuat 32 de controle și au aplicat 44 de sancțiuni, dintre care 39 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 2500 de lei. După recoltare, paiele trebuie strânse și terenul arat. Pentru prevenirea incendiilor pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase care pot afecta mediul, producând pagube materiale însemnate chiar și pierderi de vieți omenești, fermierii trebuie să respecte câteva reguli și măsuri. Trebuie să se asigure că utilajele agricole nu prezintă defecțiuni tehnice, iar în cazul în care acestea apar pe timpul exploatării, reparațiile trebuie să fie făcute în locuri special amenajate, la o distanță de cel puțin 100 de metri de lan. Pe timpul recoltării, lanurile de grâu trebuie să fie izolate față de drumurile rutiere, fondul forestier și căile ferate prin executarea unor fâșii arate. În perioada coacerii și până la terminarea recoltării cerealelor, în lanuri, pe miriș sau în apropierea punctelor de alimentare cu carburant sunt strict interzise fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis. De asemenea, pentru evitarea aprinderii accidentale a păioaselor, punctele de alimentare cu carburanți a utilajelor agricole trebuie dotate cu stingătoare, mături, lopeți, nisip și rezerve de apă. Arderea miriștilor și a resturilor vegetale este interzisă dacă nu se impune ca măsură fitosanitară. În această situație, arderea se execută numai pe timp de zi, în condiții meteorologice fără vânt, în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier, construcții, să nu afecteze rețele de comunicații și electrice și se efectuează numai sub supraveghere permanentă. De asemenea, cetățenii trebuie să dispună de mijloace și materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu părăsească locul arderii până la stingerea completă a focarelor. Arderea miriștilor, a resturilor vegetale, a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile fără obținerea permisului de lucru cu focul, emis de primărie cu avizul gărzii de mediu și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.